Ați observat că multe animale acționează foarte ciudat? Câteodată sunt amuzante, iar altădată e bizar, atât pentru oamenii de rând, cât și pentru oamenii de știință. Totuși, animalele au propriile motive pentru care reacționează în moduri ciudate. Selecția naturală este un proces complex și imprevizibil, de aceea majoritatea animalelor au nevoie de obiceiuri ciudate. Astăzi vom analiza mai detaliat comportamentele ciudate ale animalelor. Ce ar fi să apeși butonul de like încă de pe acum? 1. Curioșii emu. Emu reprezintă una dintre cele mai mari specii de păsări din Australia. Ele trăiesc în sălbăticie doar pe continentul Australia și au fost considerate o specie de struți pentru foarte multă vreme. Asta până când oamenii de știință au decis să-i catalogheze drept o specie diferită. La fel ca multe alte specii de animale din Australia, emu sunt niște păsări neobișnuite. În primul rând, această specie poate înota foarte bine, în ciuda dimensiunilor mari la care pot ajunge. Iar, în al doilea rând, aceste păsări obișnuiesc să distrugă culturile de cereale ale oamenilor, fiind un fel de porci mistreți cu aripi. Ar fi și ciudat dacă ne-am așteptat de la ele să respecte munca oamenilor care modifică aproape orice mediu pe care îl acaparează. În al treilea rând, aceste păsări au o reacție foarte ciudată atunci când văd oameni. Emu se tem de oameni, totuși ele au fost vânate timp de zeci și sute de ani. Cel mai ciudat lucru nu este că se sperie de oameni, ci faptul că dacă un om se întoarce cu picioarele în sus, aceste păsări nu se mai tem deloc. Păsările devin foarte curioase când văd o persoană în acea ipostază bizară și se apropie destul de mult ca să analizeze creatura anormală care seamănă cu ceva nemai întâlnit. 2. Pisici versus forme pe podea. Toată lumea știe că pisicile domestice au o grămadă de obiceiuri ciudate. Se strecoară în borcane și vaze, nu le plac castraveții, ratează aterizările, împing obiectele de pe masă și putem continua la nesfârșit. Totuși, există un obicei al pisicilor foarte ciudat. Dacă formezi sau desenezi o formă geometrică pe podea din orice aveți la îndemână, cum ar fi o curea, coroniță, funie, haine, autocolante sau banda adezivă, pisicile se vor așeza în forma de pe podea desenată de voi. Dar nu trebuie să fie neapărat un cerc, pisicile stau de bună voie în forme ovale sau pătrate. Unii internauți au făcut un fel de experiment online unde fiecare trebuia să deseneze diferite forme pe podea și să vadă dacă și pisicile lor au acest comportament straniu, o obsesie pentru forme, iar cei mai mulți au fost șocați să vadă că și dragele lor animale de companie manifestă aceste simptome. Dar de ce pisicile găsesc formele de pe podea atât de irezistibile? Un specialist în psihologia pisicilor a încercat să elucideze acest mister. Potrivit cercetătorului, instinctul pisicilor este de a explora orice este nou pe teritoriul ei. Ele de obicei adulmecă sau folosesc simțul dezvoltat al auzului pentru a identifica lucrurile noi, iar pentru că formele de pe podea nu au niciun miros și nu produc niciun sunet, pisicile le găsesc extrem de interesante și ca pe ceva necunoscut. Cel mai probabil, pisicile cred că forma nouă de pe podea are un miros diferit față de acum 5 minute, așa că de ce să nu se așeze acolo și să vadă dacă se întâmplă ceva interesant? 3. Vacile adoră muzica. Oare animalele înțeleg muzica? Nu ne referim dacă ele pot face diferența între compozitorii de muzică clasică, ci ne referim strict dacă ele se pot bucura de melodii și să manifeste diferite interese pentru instrumentele muzicale. Un fermier muzician a aflat că animalelor de la ferma sa le place să asculte atunci când cântă la instrumente. Chiar mai mult, el a descoperit că animalele sale au un gust muzical anume, trebuie să recunoaștem. Omul și-a ales cel mai ciudat public. Eddie este un muzician de jazz și face parte dintr-o trupă formată din 17 persoane, însă acesta are cea mai loială audiență din lume. Fanii lui sunt reprezentați de o turmă de vaci. Totul a început ca un mic experiment amuzant, dar atunci când Ed a văzut reacția vacilor la sunetele trombonului său, el a realizat faptul că animalele chiar se bucură de muzica sa. Imaginează-te cântând în curtea din spate a casei tale și brusc descoperi că vacile din vecinătate lasă păscutul pentru a te asculta pe tine. Ed nu știe într-adevăr dacă toate vacile din fermă se bucură de muzică sau dacă are doar câțiva fani printre ele, iar restul vacilor le urmează pur și simplu pe acestea datorită mentalității de turmă. Oricare ar fi răspunsul, tot se distrează de minune de fiecare dată, inclusiv trombonistul fermier. 4. Caii empatici. Unele animale pot identifica emoțiile oamenilor. De obicei, este vorba de animalele de companie, cum ar fi câinii sau pisicile, însă nu cu mult timp în urmă, oamenii de știință au descoperit încă un animal care simte un fel de empatie pentru oameni și anume calul. Chiar mai mult, ceea ce au descoperit cercetătorii a fost și mai uimitor.
Caii au 16 expresii faciale diferite, cu 3 mai mult decât cimpanzeii și cu 4 mai puține decât oamenii. În cursul studiilor, cercetătorii au arătat cailor fotografii ale altor cai și oameni care exprimă diferite emoții. S-a dovedit că aceste animale înțeleg că buzele și ochii joacă cel mai important rol în exprimarea emoțiilor umane. De asemenea, aceștia își pot da seama atunci când o persoană zâmbește sau când este iritată. Atunci când vede poza unui om nervos, calul se uită prima dată la om cu ochiul stâng, apoi începe să adulmece pământul. Însă acestea nu sunt doar un set de acțiuni aleatorii, acesta este modul în care se comportă caii atunci când nu sunt siguri cum ar trebui să reacționeze. Poate că motivul pentru care caii reacționează astfel la expresiile faciale ale oamenilor este de fapt pentru că experimentul a fost făcut pe animale domestice care nu au o teamă născută față de oameni. 5. Maimuțele tâlhare. Dacă te afli în Thailanda sau India și vezi dintr-o dată niște maimuțe prietenoase în fața ta, rămâi în alertă. Maimuțele nu se tem de turiști și de cele mai multe ori acestea fură de la ei nu doar mâncare, dar și bunuri personale. Nimeni nu ar plânge după o banană sau o pungă cu chipsuri, dar acești mici tâlhari își facă telefoane din mâinile turiștilor, le trag ochelarii de pe cap, chiar și încălțările. Dacă nu credeți că este adevărat, doar priviți ce pot face. Este aproape imposibil să alungi maimuțele, sunt îndrăznețe, arogante și sunt pregătite oricând să cheme întăriri alte suricate de ale lor. Nimeni nu își dorește să lupte cu o haită de maimuțe nervoase, însă de ce au nevoie maimuțele de încălțări sau alte obiecte pe care le fură de la turiști? Până la urmă nu le mănâncă. Maimuțele sunt destul de inteligente pentru a înțelege că lucrurile pe care le fură nu sunt bune de mâncat, dar cu siguranță știu că toate aceste obiecte au o importanță foarte mare pentru turiștii de la care le fură, astfel maimuțele au dedus că pot schimba obiecte pe mâncare. Da, ați auzit bine! Maimuțele fură cu adevărat bijuterii, bani și telefoane pentru a putea târgui în schimbul lor cu alte persoane pentru diferite alimente. Mai mult de atât, unele maimuțe sunt foarte mofturoase, o simplă banană nu poate fi îndeajuns pentru ele. Trebuie să le oferi anumite delicatese și numai atunci îți poți recupera lucrurile. Știu personal că în unele zone din Indonezia și Thailanda sunt persoane special angajate care te vor ajuta să-ți recuperezi bunurile furate de la maimuțe, dându-le în schimb banane și alte chestii de mâncare. 6. Lei inteligenți. Doctorul Natalia Borego a creat un puzzle special pentru a putea testa inteligența leilor din crescătoriile din Africa. Din perspectiva omului, acel puzzle este foarte simplu, o cutie de lemn ce conține o bucată de carne la care se poate ajunge doar dacă deschizi o ușiță mică. Cum nu există o astfel de situație în natură, pentru lei acest test arată ca un cub Rubik. Primul candidat a fost o leoaică pe nume Jenny, ea a trebuit să-și dea seama cum se deschide ușa. Totuși, pentru un leu a durat mai mult timp să-și dea seama că în interiorul cutiei se află o bucată de carne decât deschiderea ușiței. Leoaicei noastre i-a luat aproximativ 20 de minute pentru a rezolva puzzle-ul. Raportat la inteligența oamenilor, cine poate rezolva un cub Rubik în 20 de minute la prima vedere? Dar experimentul nu a luat sfârșit acolo, cercetătorii au vrut să verifice dacă leii pot învăța unul de la altul doar privindu-se. Astfel a apărut un nou concurent pe nume Libby. Aceasta a înșfăcat bucata de carne ascunsă în doar câteva secunde. Poate că într-adevăr leii sunt cele mai inteligente feline de pe planetă. 7. Pinguinii iubesc să se îmbrățișeze. Să te încălzești în frigul sever de la Polul Sud nu este o sarcină ușoară. Oamenii folosesc o mulțime de costume speciale și trucuri pentru a se încălzi, însă animalele sunt nevoite să se adapteze într-un mod diferit. Cum poți supraviețui pe un vânt arctic puternic la o temperatură de până la minus 50 de grade Celsius? Pinguinii imperiali au venit cu o idee briliantă pentru a rezolva această problemă mortală. Tot ei sunt cea mai mare și cea mai grea specie de pinguini din prezent, având o înălțime de până la 1,23 de metri și o greutate între 20 și 40 de kilograme. Știu, aceste animale sunt mult mai masive decât credeți. Ei vânează în grupuri mari și se ascund în adăposturi naturale în spatele stâncilor și rocilor mari de gheață. Dar până și acest instinct de adăpostire nu este îndeajuns atunci când temperatura scade până la minus 50 de grade Celsius. Aceste creaturi amuzante și aparent neîndemânatice au găsit cea mai bună modalitate de a supraviețui. Pinguinii imperiali se adună toți într-o turmă cât mai restrânsă și se îmbrățișează pentru a se adăposti de vânturile arctice periculoase.
Poate te-ai gândi însă, cum rămâne cu pinguinii care stau la marginea grupului? Aceste creaturi sunt mult mai inteligente decât par la prima vedere. Nici măcar un pinguin nu stă pe loc atunci când se adună toți într-un grup restrâns. Toți fac pași micuți pentru a-și pune sângele în circulație, de aceea, atunci când sunt priviți, grupul pinguinilor se mișcă în continuu. Numai pui de pinguini rămân permanent în centrul grupului. Restul își schimbă locurile, iar cei care erau la început în centrul grupului se mișcă ușor către extremitatea acestuia. 8. Igiena hipopotamilor. Toate animalele trebuie să fie atente la igiena lor, iar hipopotamii nu fac nicio excepție. De exemplu, la grădina zoologică din Werribee, Australia, îngrijitorii specializați extrag resturile de mâncare din gurile lor uriașe și îi clătesc în fiecare zi. Acest lucru este necesar pentru a evita problemele dentare ale animalelor. De asemenea, doctorii analizează zilnic dinții ascuțiți care pot răni gingiile animalelor, iar dacă aceștia devin un pericol, sunt polizați. Dar cum rămâne cu spălarea hipopotamilor? În cele din urmă, un asemenea animal masiv trebuie să se spele și, din păcate pentru ei, nu se pot scărpina singuri pe spate. Atunci, cum rămân curați? Natura le oferă o soluție simplă și ingenioasă: formarea parteneriatelor. Acest parteneriat include un pește numit mreană. El poate fi considerat cel mai bun prieten al hipopotamilor, însă ei nu iau picnicul împreună și nici nu ies în baruri. Aceste două animale se ajută reciproc pentru a supraviețui. De cele mai multe ori, hipopotamii sunt urmăriți de bancuri întregi de mrene loiale. Unii pești consumă excrementele hipopotamilor, dar atunci când animalul masiv își găsește un loc confortabil pe fundul râului, mrenele trec la treabă. Acestea culeg toți paraziții de pe pielea hipopotamului. În cele din urmă, este ca un tratament la spa în natură. Câteodată, serviciile mrenelor includ și igiena dentară, deci hipopotamii hrănesc peștii cu mâncare adusă de pe uscat. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!